Bună seara, bine ați venit sau nimerit la tablă, vă spun de fiecare dată. Am invitat în studio doi tineri ai patriei, care mi-au cerut pământul, fiind maghiari. Le-am dat pe ăla de flori și au zis că sunt ecologiști, așa că rămân cu el. Bună seara, îi prezint în ordinea din stânga mea, Loții Papai. Mai ești consilier local? Nu mai sunt. Nu mai. Fost consilier local Pol, fost președinte Pol, acum vicepreședinte la AMT, Alianța Maghiarilor din Transilvania. Da? Am nimerit bine. Și Cali Ișvan. Am pronunțat bine? Da. Cât de cât. Da? Președintele filialei Târgu Mureș. Bine ați venit, bine că, că sunteți ecologiști și am rămas cu pământul de flori acasă. Mai am nevoie. Mai ai nevoie? Da. Bun, am de la care nu l-am pus încă în ghivece, pe ăla pot să-l dau. Spuneți-mi, ce, că toată lumea e curioasă, va fi o variantă la votul UDMR, că eu intru abrupt, la votul etnic, votul maghiarilor în la alegerile locale din 9 iunie, adică sperați să vină și spre voi o parte din masa UDMR-ului? Nu neapărat din masa UDMR-ului, dar este o masă consistentă care n-a votat acum 4 ani. Da, dar o masă a maghiarilor care n-a votat. Și a maghiarilor și a românilor este cam consistentă. Cam câți n-au votat din partea maghiarilor? Cam jumătate. 50%? Din calculele noastre cam așa au ieșit. Acolo, ori jumătate, ori o treime. Uh-huh. Depinde și de prezența la vot. Da. Și veți reuși voi să-i atrugeți la vot? Aveți o strategie să-i aduceți la vot pe cei care n-au votat data trecută? Că asta ar trebui să fie strategia tuturor candidaților, dar o lălăiesc momentan, ba vor, ba nu vor și așa mai departe și nu știu care și cum. Momentan doar doi candidați avem oficial. Deci, voi nu o să aveți candidat la primărie, nu? E foarte scurt timpul ca să construiești un candidat acum, credibil. Deci în 2 luni de zile, 3 luni de zile nu poți. Care să și câștige. Ca să-l construiești, ca să poți să iasă în față. Da. Deci practic nu este timp de așa ceva. Filiala s-a înființat acum o săptămână sau cât aici? Acum o săptămână, exact. O săptămână. Așa. O spune despre tine, că uite, mă știu de mult timp, adică de 3 ani de când am dat încoace, dar de tine nu știu și prezintă-te un pic că poate, uite, electoratul maghiar va dori să pună ștampila pe tine, dacă vei candida, evident. Electoratul cât de cât mă știe. Da. Eu am, de profesie sunt jurist, am fost activist și am fost președintele PPMT-ului, Partidul Popular Maghiar, care este o parte a alianței. După aceea am lăsat de politică în 2013 și m-am alăturat echipei de la Fundația Studium, alături de domnul Vaș Levente. Cu el și cu echipa am construit fundația în acei ani, până în 2016, când domnul Oaș mi-a provocat ca să accept să fiu șeful de campanie. El atunci... În 2000? 2016. În 2016, așa. Da. El atunci era candidat la... candidat în Parlament, ca și deputat. Am câștigat acele alegeri, el a devenit deputat, iar eu am devenit șeful de cabinet a dumnealui. După aceea el a devenit președintele organizației Târgu Mureșene a UDMR-ului și iarăși a venit cu o provocare ca să accept să fiu președintele executiv. Și între 2017 și 2019 eram președintele executiv al UDMR-ului Târgu Mureș. Ce s-a întâmplat între timp? Știu că o să-mi spui, dar parcă simt nevoia să te aduc mai repede. Erai președinte executiv și deodată? Da, noi atunci în 2019, în 2020 am făcut lista pentru candidaturi și echipa actuală, care acum este la cârma UDMR-ului Târgu Mureș și Mureș, a decis că lista aia pe care noi am făcut nu e bună și antistatutar a șters lista noastră și a făcut o altă listă.
Practic, cu acea decizie, noi am ieșit de la conducerea UDMR Victor Gumureș și eu m-am dus înapoi la fundație. Lucrând acolo, am înființat împreună cu echipa fundației Studium Hub, dacă știți clădirea aia, în care anul trecut am întâmpinat 577 de evenimente. Este un, wow, un punct bine făcut al Târgu Mureșului. Este un hub, este un... acolo am... Unde e exact? Pe ce stradă? Pe strada Boia e numărul 15. Colț cu Borșu. Ah, cred că, da, o știu. Dar e foarte drăguț clădirea aia. E modern, așa, nu? Da, așa. Da, cred că i-am făcut și fotografii. Am spus, mă, dar cine a făcut clădirea asta? Că e special față de tot ce e în jur. Noi am făcut asta. Da. Felicitări. Și după aceea, domnul Zacăriaș Zoltan, președintele AMT, venea cu propunerea ca să acceptăm, să înființăm AMT Târgu Mureș, pentru că n-a fost înființat. AMT-ul este deja de un an pe paleta politică, dar AMT-ul Târgu Mureș, filiala Târgu Mureș, n-a fost înființat. Și văzând că nu prea avem aer în jurul nostru în UDMR, eu am acceptat acest lucru. Am zis că haideți să facem ceva, pentru că nu vreau și nu consider că este bun calea, dacă eu tot din... tot spun ce nu este bun și ce este rău și cum este prost administrat orașul și nu vreau să fac ceva pentru a fi, a fi, adică ai dat sugestii, le-ai spus, da, care sunt doleanțele, da, și te-au, da, ignorat, da, pe exact, scurt. Exact, așa este. Și atunci am acceptat această provocare iarăși și am înființat filiala Târgu Mureș și de o săptămână suntem pe paleta Târgu Mureșului. No, eu sper să faceți un scor bun la alegeri, în felul ăsta se va echilibra puțin, cred că, și votul în Consiliul Local. Sigur, eu aș vrea să voteze toată lumea să fie 100% când sunt proiecte bune și când nu sunt proiecte sau sunt discutabile, lumea să se abțină sau să nu se abțină, să spună nu. Să spună nu, exact. Mi se pare o lipsă de curaj, cum s-a întâmplat la ultimul vot, ăla nu mi-a plăcut, da? Că toată lumea a ridicat... Cum a fost? Ia spune tu, papa. Da, da. Hai să-ți explic cu abținerea. Da. Deci, abținerea se contorizează la vot negativ, clar. Da. Deci, ori ai da, ori ai nu sau abținere. Da. Sunt multe proiecte care au părți bune. Să știu și bugetul are, da, părți bune pentru școli. Nu pot să votez împotrivă, care însemna că sunt și împotriva acelor părți bune. Și atunci mai bine mă abțin. Bine, acum vorbesc de ce am făcut eu în ultimii ani. Da. Și de multe ori m-am abținut când nu am primit suficiente informații ca să pot să decid dacă e bine sau e rău. Înțeles. Și atunci mai bine mă abțin. Dar în cazul de față, eu am înțeles. Bun, sunt și proiecte bune și proiecte proaste. Dar avem un pachet. Odată îmi spui că o să fac autostrăzi suspendate, da, cum a făcut primarul Oprescu, și pe aia nu sunt la pușcării, că le-a făcut doar în mintea lui și în rest în spăci. Și după aceea, în al doilea proiect, spun peste 20 de ani va fi autostrad. Păi, e clar că nu o să votezi niciodată prostia asta de buget în care tu vrei niște bani acum ca să faci autostradă suspendată peste 20 de ani. E, în fine. Deci asta, de asta v-ați abținut, să spunem. Bine, noi n-am votat bugetul deloc din 2016 până acum niciodată. Deci ori... De obicei am închis microfonul. Da. Pentru că are niște capitole care n-au ce căuta acolo. Și de ce nu stau de vorbă? Uite, de exemplu, tu ești maghiar, da? De ce nu stă de vorbă? Că chiar dacă erai în pol, tu erai de partea lor până la urmă, de partea celor, nu că erai tu maghiar, dar orice om de bună credință e de partea puterii dacă face un lucru bun. Dar dacă face un lucru prost, de ce nu stă de vorbă? Mai ales că cumva sunteți mai apropiați voi, nu? Am stat de vorbă. Și? A fost de la fel ca în cazul lui Ișvan, în care v-a ascultat și n-a făcut nimic? Tu te-ai uitat cum votezi UDMR-ul? Te-ai uitat la vreo ședință? Cred că m-am uitat de vreo două ori, în care sunt, dacă nu lipsește cineva, în general votează la comandă ca niște soldați. Dacă nu greșește careva cumva butonul, votează identic. Da, da. Și de multe ori am pățit în comisie că am reușit să-i convinc cu argumente. Ultima frază a fost, da, ai dreptate,
Dar noi am discutat deja la alte și trebuie să votăm așa. Deci ei aveau ședința de fracție cu o zi sau două înaintea comisiilor. Și ce au decis acolo? Gata. Deci nu mai conta ce discutam în... Chiar dacă le demonstra că este greșit. Da, și eu și recunoscut că am dreptate. Da, asta e. Ne pare rău. Mi se pare aberant. Eu sper să faceți voi mai treabă mai bună, că sigur veți intra în Consiliul Local. Sper. Sperăm. Și dacă ai văzut în Consiliul actual, cine au fost cei mai vocali consilieri? Din partea cui? Cred că a fost Maior. Da, deci Pro-România, care are doi consilieri. Cred că și tu. Da, Paul, și... care a fost doi consilieri. Da. Papuc. Papuc. Care-s doi consilieri de la PSD. Da, bun, el mai mult cu puterea. Și, adică... Da, nu, am zis vocali. Da, da, vocal, da. Și Pescar. Da, și care-s tot doi consilieri. Da. Deci partidele astea mici... Au fost vocale. Au fost vocale și au încercat să contribuie la... Dar în rest v-au închis gura, bă, apărea doamna Cenghe, cum o cheamă, Frunda, da. Așa se pronunță, Cenghe, da? Că da, eu nu Cenghe. Știu. Cenghe, da. Sper să o... Cum? Cenghe. Cenghe, Cenghe. Poate o să vină în emisiune la mine că dă Zoli Șoș fuge, derupe pământul, cu toate că are 200 de chile, că e stresul mare în primărie, știu. Hai că n-are încă 200. Încă nu, are 172. În fine, glumesc și exagerez. Domnul primar vă așteaptă în emisiune. Puteți spune absolut ce vreți, exact cum spun și invitații mei. Nimeni nu are, n-am întrebările dinainte, nu vi le dau dinainte. V-am dat vreo întrebare? Nu. S-ar putea să fie asta problema. Da, s-ar putea să fie o problemă, într-adevăr, că nu dau întrebări înainte, pentru că el participă la emisiuni deja plătite de primărie, din banii publici, să-și facă campanie. Apropo, asta este una dintre capitole pentru care nu am votat bugetul, că erau vreo 4 milioane de lei pentru presa. Mi se pare o aberație. Eu, care sunt jurnalist și am un site al meu, n-aș vrea... Bun, eu nici nu iau bani la primărie, pentru că aici iei bani doar dacă taci. Dacă prestezi. Și eu, dacă prestezi, dar și taci. Adică te prefaci că nu vezi ce se întâmplă. Și eu prestez. Asta e problema. Da, asta să... Da, într-adevăr, tăcerea e un efort. Eu nu pot să tac. De aceea am înființat site-ul vașarai.mo. Așa, și ai făcut acolo un sondaj. Am făcut. Noi dar ce cu sondajul? Apare un sondaj cu Horațiu Suciu. Noi n-am, noi am făcut sondajul. A, apare publicitate, cred că. Nu. Nici publicitate, nici sondaj nu am făcut. Păi dacă intrați pe site-ul vostru, să vedeți sondaj că e legat și sunt vreo 100 și ceva de voturi. A, sondaj, da, este o întrebare, dar nu e. Deci, săptămâna putem, punem câte o întrebare. A, și întrebarea aia, da. Da, vă referiți la asta. Ce întrebare era? Ce părere aveți despre candidatura domnului Suciu? Da. Dacă este, dacă merită, era primul, dacă merită că e un profesionist și merită votat, da, la final era unul cu oricum noi votăm etnic și cu Șoș și la revedere. Și cum au ieșit rezultatele? Sincer, încă astăzi nu m-am uitat, dar răspunsul cu profesionistul ăla este primul loc, că se poate vota un profesionist, că orașul are nevoie de un profesionist. Cam așa e. Și acum, dacă nu aveți candidat, pe cine veți susține? V-ați gândit? Așa, în mare, că bănuiesc oricum, din punctul meu de vedere, cum ați plecat, că nu o să-l votați, nu o să-l susțineți pe actualul primar, pe Zoltan Șoș. Având în vedere că nu ați putut, adică mesajele voastre care au fost transmise, au fost ignorate și acum, dacă mergeți iar pe partea lui, adică doar pe vot etnic, nu cred că veți face purici prea importanți prin Consiliul Local. Părerea mea. Dar voi deciziți. Nu pot să vă forțez eu de la afară. Vă votați cu ăla. Nu, dar deci mă gândesc cum ați proceda. Dacă nu place administrația Șoș, îl susțineți pe el doar așa etnic? Rămâne de văzut cine putem să susținem. În momentul de față încă nu este luată această decizie, fiind un partid recent înființat. Și când vă luați decizia? Adică aveți o întâlnire asta a organizației stabilită peste două luni sau avem peste luni? Avem săptămânale ca să facem un program pe care vrem să prezentăm. Ne cam strânge timpul. Da. Acum suntem preocupați de lista de candidaturi. Și dar numai maghiare pot intra în alianța voastră? Poftiți? În alianța voastră pot intra doar maghiare sau și români? Nu. Cine vrea să intre, poate să intre. Păi și nu de mere. Eu nu sunt membru de partid, mă interesează să intru într-un partid al maghiarilor, făcut de maghiar, nu? Până la urmă, majoritar sunteți voi. Da.
Da, de ce să nu... Eu sunt asortat, da, sunt cu verde, eu mi-am luat toate astea, eu am zis că veniți așa, cu pană, cu de-aia, cu treburi. Tocmai ziceam la Iștean că pe mine o să mă vadă la saco, eventual la vreo mormântare, că eu nu suport sacoul, deci... Da, ai venit așa, îmbrăcat de colț albastru. Așa cum ne trimitea prietenul nostru, Zoleșoș. Cum de-a? Sincer, când m-am îmbrăcat, am crezut că e neagră, cam așa. Da, ai vorbit vreodată despre subiectul ăsta legat de colțul albastru? În afară de explicația aia penibilă care a dat-o cu cine, așa cu în scârbă. Da, frate, am glumit. Ceva de genul. Mă scuzați pentru limbajul trivial, da, frate. Dar așa a fost și reacția primarului Șoș după ce a spus prostia că românilor o să le facă un colț albastru la de Crăciun, dacă nu le place ce a organizat el, un brad de 3 lei. Nu știu ce părere ai avut tu despre el. Eu, despre toate sărbătorile care au fost de când e Șoș primar, au fost dezastru. Îmi cumperi brad de plastic 90.000 de euro, ești sănătos la cap într-un oraș de ăsta unde cumperi tablouri cu nu știu câte alte 10.000 de euro. Adică, astea sunt nevoile orașului. Sunt unii care iau banii cu nemulitate pe afacerile cu lemn și ar putea foarte bine să să iau și ei un brad de la Rom Silva, pe vremuri parcă așa se dădea. Da, se poate. Era o donație. Și acum se poate. Era o donație și putea să-l transporte cineva, o firmă privată, spune, bă, hai bă, Zoli, că te ajut eu cu bradul ca să nu dai bani din primărie, pune un brad, să miroase a brad. Păi... Unul acolo unde era ceasul. Exact. A, așa. Și pune unul acolo, în piața teatrului. Da, dar întâi pune pavajul ăla acolo, vopsește turnul franciscanilor, dă o bidinea. O să facă, sigur, acum, imediat în campanie. Acum degeaba. Acum degeaba, pentru că până iunie nu prea. Acum degeaba pune bradul. Da, apropo. Să dea cu bidineala. Bine, mă poate să pună toți brazii. Acum să ne amintim că era un brad natural. Da. În piața teatrului. Da. De vreo 7 metri, era în fața la Luxor. Și ce se întâmpla cu el? Dar era pus de contracandidatul dânsului. De Maior pe vremuri? Nu, cine? Nu. Anul ăsta, de domnul Pescar. Da. Deci a pus un brad natural. De 7 metri? De 7 metri. Și ce s-a întâmplat? Nimic, l-am împodobit și eu sunt acolo de Crăciun. Să asigura dânsul un brad natural, dacă primăria n-a fost în stare. Da. Nu, vreau să zic că se poate. Da, se poate. Se poate duce, se poate pune. Nu, dacă te lasă primăria, e bine, că în mod firesc te mai și amendează dacă faci fapte bune. Dar era terenul dânsului. Era terenul cui? Terenul dânsului. Era pe teren propriu. Da. Proprietate privată. Pescar. Proprietate privată, da. A consilierului Pescar. Da. Am înțeles. Dar primăria are contract cu Rom Silva. Da. Pentru că Rom Silva exploatează pădurile orașului. Deci se putea face dacă se dorea. Și nu chestia cu fulare. Da. Deci nici voi, adică acum nu e o chestie de că suntem români, suntem maghiari sau romi. Adică, chiar, cum vi s-a părut vouă? Deci, ideea în sine era faină. Da. Că din un an de zile, din toate colțurile lumii, bunicuțele croșetau și trimiteau la Târgu Mureș bucăți de fular. Ce aparent? Aparent, noi nu știm, că noi nu avem o dovadă că ele au fost trimise acolo, da, sau le-a făcut Șoș seara când era sfărat. Așa au fost. Era făcută de... Așa au fost. Așa era ideea. Dar noi nu avem garanție. Dar! Să presupunem că așa s-a întâmplat. Asta trebuia comunicat începând din august, din septembrie, să pregătești orașul. Uitați, ne pregătim de intrarea în... Poate aveți prieteni în Africa, în Australia, să trimită și ei un fular, ceva. Am înțeles că inclusiv din Noua Zeelandă bucată de fular. Deci o asociație a pus chestia aia, bradul sau cum să numim instalația aia. Da, deci o asociație, eu cunosc membrii al asociației și eu cred că așa au făcut, că au primit fulare din toate culturile lumii, deci nu primăria a pus chestia asta, haideți să punem la punct informația. Dar eu ca și consilier local am aflat când am trecut prin centru și am văzut în acela ridicată că montează ceva pe un suport metalic. Deci nu a fost absolut deloc comunicat. Da. Se putea face o chestie foarte frumoasă. Bine, nu acolo. Acolo nu tradițional este un brad. Și celorlalți. Da. Se putea pune în cetate. Plus, din câte știu eu... Unde s-au pus ulterior era... Asta cu cartea recordurilor nu presupunea să se facă în formă de brad. Nu. Deci putea să ia fularul și să înconjoare cetatea de 5 ori. Sau să-l ia și să-l întindă de la Mureș Mall până la combinat. Da, erau idei bune. Și tot era, oricum era deja praf și... Puneam un fel de cuvertură, așa, să nu spunem, un preș.
Și asta este problema cea mai importantă a administrației actuale, că nu comunică. Deci acolo, eu vreau să înțeleg că acum voi nu comunică după, de obicei. Voi sunteți în interior. Deciziile astea cum se iau? Cumva din interior, adică aveți și prieteni din UDMR care sau cunoștințe sau oricum știți mai bine gândirea, pentru că ați fost și acolo, da? Cum se iau deciziile astea? Adică ori că lumea spune așa, sunt două variante. Domnul Șoș este genial, este un om extraordinar, foarte capabil, profesionist, dar nu lasă UDMR-ul. UDMR-ul, pe de altă parte, prin alte ciopârle, spune Șoș e foarte slab. Ne gândim să-l schimbăm. Există această versiune de luni bune că s-ar putea să nu mai fie candidatul UDMR, să fie susținut de UDMR. Pentru că iar începe să bată câmpii cu independența. Ceea ce... A mers odată, dar acum... Și o să meargă și a doua oară, că acum nu mai vorbesc despre schimbarea domnului Șoș. A fost o vreme când viceprimarul Portic apărea destul de des pe rețelele de socializare și se credea lumea că oare se schimbă primarul sau candidatul la primărie. Da. În fine, eu acum zic cu încrederea că nu. Nu o să fie altcineva, o să fie tot Șoș, candidat independent, susținut de UDMR. Tot așa va fi. O să vedeți. Da. Eu sper, eu am auzit și o altă variantă cu un primar dintr-o localitate importantă din județul Mureș. Să sperăm că va fi cumva, dar nu va ieși Șoș. Ce, să importăm un primar din altă localitate? Da. Mie mi se pare că el și-a terminat mandatul. Acum eu nu știu, de-aia vă întrebam, este el extraordinar de capabil, foarte bun, dar e oprit de UDMR? Nu e oprit de UDMR, dar este... Dar UDMR a decis, eu așa știu, da, că a decis chestia asta, că va rămâne el candidat. Nu. Legat de incompetența administrației Șoș, pentru că se observă de-a lungul celor trei ani și ceva, în care eu, dacă aș fi primar, bă, oameni buni, mă scuzați că iar o iau pe câmpii cu bă și așa mai departe. Domnilor candidați, domnilor viitori primari, când ai ajuns primar, în prima zi ai schimbat site-ul. În timp ce ești, în prima zi. Pentru că tu ai un an de zile să faci un site în spate pe care să-l instalezi când ai ajuns acolo, da? În prima zi. În a doua zi te apuci de văruit. Să se vadă că s-a schimbat ceva. Și tot văruiești. Faci un pod peste Mureș și ești primar din nou. Deci... Simplu. Pentru candidații care vin și îți spun, noi avem proiecte, noi avem niște planuri, noi vom digitaliza primăria. Digitalizarea aia, am scris despre ea ce prostie este. Uite, acum m-au trimis într-o sută de instituții să-mi spună câți anume vor fi dați afară prin organigrama nouă din primărie. Păi spuneți-mă, fraților, voi nu aveți o cifră? Trebuie să mă trimiteți la toate serviciile descentralizate? Câți au fost angajați și câți au fost? Și am început să primesc hârtii de la fiecare. Că au murit unul. N-ai pus bine întrebarea. Deci am întrebat același lucru acum jumătate de an, da, și mi s-a răspuns. Deci am zis, vreau doar o cifră. Câți, da, au venit în toate instituțiile subordonate și câți au plecat? Total, nu mă interesează, da, altceva. Și cifrele? Au plecat 63, au venit 80. Da. Asta este marea reformă administrativă. De fapt, până în zilele noastre au venit peste 100. Între timp. Da, asta a fost acum jumătate de an. Da, deci între timp au mai venit. Eu știu informațiile neoficiale, dar vreau să-mi spună ei, negru pe alb, că de fapt reforma de care te lauzi, că o faci și restructurarea senzațională, nu ai făcut-o. Ăsta a fost, deci, primul lui pas care a întărâtat lumea, ieșit la vot, pentru că eu voi restructura primăria asta mamut, inutilă, o fac suplă și performantă. Și unde e? Dar nu așa. Deci eu le-am zis din prima clipă, oameni buni, trebuie făcut un audit. L-au făcut, au dat au făcut. Dar nu așa. Au dat bani degeaba. Nu, ăla deja e al doilea pas. Primul pas este să definești ce anume trebuie să ofere primăria. Să faci un cai de sarcini. Da. Că primăria nu trebuie să-ți ofere cinema, arta. Nu. Asta pentru persoane fizice, asta pentru persoane juridice. Și acum să ne uităm. De ce personal avem noi nevoie pentru funcțiile astea? Și după aia poți să faci reforma. Acum știți de ce fac reforma, nu? Nu. Păi obligă legea. Nu, reorganizarea. Da, așa, da, știu. Deci doar de aia păi fac. Nu, a venit cu ordonanța exact guvernului, că altfel exact nu ar fi făcut, ar fi dus-o, ar fi târâit-o,
la infinit și acum am înțeles că o mai duc până după alegeri. Da, că s-a prelungit până iunie. S-a prelungit până iunie ca să aibă ei timp să spună, bă, votați-ne și noi, că dacă nu mai putere, vă menținem, vă ținem acolo. Oricum nu schimbă. De exemplu, la poliția locală s-a inventat un post de director adjunct, adică tu în loc să scazi numărul de șefi, da, tu crești. De ce? Ca să încapă niște oameni. Asta nu s-a inventat, se reintroduce. Se reintroduce, dar nu era... Deci era postul de director adjunct și da. Domnul Florea a făcut ceva manevre cu acel post. Da. O scăpat de domnul Bretfelean prin niște manevre. După aia a părut rău, mi-a spus mie în emisiunea da. Că regretă că l-a pus pe Matiș, dar Jos și-l place. Bine, dar înainte de Matiș mai era altcineva și de la au scăpat prin desfințarea da. Postului de director adjunct. Da. Eu regret mișcarea aia. În fine, dar și... acum i-au inventat un post în loc să, pună un șef de birou, da? Spune un șef de birou pe două, pe, spunem, juridic și personal, da? Și mai pui un director adjunct. Dacă tot vrei să aduci funcția din nou în discuție, un director adjunct, pui o direcție de director adjunct. Dar nu pui șef aici, șef aici, director adjunct. Nu, acolo deci trebuie prea mulți. Cel puțin încă 5 persoane care să lucreze la biroul de siguranță rutieră. Asta aia este cea mai mare lipsă la poliția locală. Știu, dar e vorba de monitorizarea pe camere a problemelor. Aia este nu? Una. Aia. Nu, care să fie pe stradă, care să meargă în echipaje mixte cu Poliția Națională și așa mai departe. Este foarte adevărat, dar cine sunt trimiși pe stradă? Și acum am informații, s-ar putea să ne ajut, trezim iar cu un mic scandal. Tot, sunt singur din orașul ăsta care scrie de 3 ani despre poliția locală cât de incompetent este Raul Matiș. Nici nu are curaj să răspundă la telefon, nici să vorbească cu mine, tot timpul se ferește, așa că ar fi scris ceva care l-a deranjat. Dom'le, dă-mi un drept la replică dacă ai ceva de spus. Dar ești incompetent, eu ți-am demonstrat, e în rânduri. Și acum ce face? Trimite pe stradă oameni care sunt bolnavi. Bolnavi și nu au voie să se ducă pe stradă, pentru că riscă să moară. Eu spun, Doamne ferește, dar dacă se întâmplă așa ceva, Matiș riscă să ajungă la pușcărie pentru că a ignorat suferința unor și a fost avertizat că nu ai voie să-i trimiți pe ăștia în misiune, în patrulă, când ei sunt bolnavi și oricând pot să moară, da? Sunt operați. În fine, și alții îi ține în birou. Da, e nevoie de mai mulți oameni pe stradă, dar de oameni sănătoși. Și tineri. Nu-i ții pe tineri ei la birou și îi lași să facă burta mare. Bine, acum dacă ar avea Poliția Națională destule cadre, da. Nu am avea nevoie de poliție locală. Dar ei sunt în deficit mare de personal. Toți sunt în deficit mare și da. Vin tot felul, din păcate, noua generație trimite doar rebuturi, exact cum se întâmplă peste tot. De ce? Pentru că avem un sistem extrem de slab și la Academie. Acum s-au schimbat criteriile. Înainte trebuia să ai 1,80 m, să nu ai niciun semn distinctiv, să ai o ținută, să alegi, nu știu, vin toți, oricine poate intra acolo, se roagă, hai bă, nu vine cineva de pe stradă, te ia, ți se bagă la Academia de Poliție. Ce vine că apare pirpirilul ăla pe stradă care nu știe să tragă cu pistolul? Oricum, s-a făcut un material pe Recorder în care nimeni nu trage de ani de zile, nu știe să tragă cu pistolul din poliție. Pentru că nu se fac exerciții. Și tu atunci spui, hai că ne protejează. De oricum trebuie să dar vreau să aer, știu numai. Care ar fi principalele propuneri pe care le va face AMTU, Alianța Maghiarilor în Transilvania, după pauza publicitară. Revenim în câteva minute, 2-3 minute.